Bună seara, dragi vizualizatori pe internet și bine ați venit la o nouă ediție a celor mai neimportante știri auto cu Andrei, Mihai și Buțu. Iată care sunt cele mai neimportante știri auto din această săptămână. Donald Trump și-a comandat noua limuzină prezidențială și lucrează la un plan de salvare a V8-ului american împreună cu Vladimir Putin. Un britanic revoluționează serviciile de taximetrie cu ajutorul fiului său de 3 ani. Migrație masivă a gropilor românești în Japonia, în căutarea unui trai mai bun. Și BMW inventează serviciul anti-soacră. Hey honey, my mom stopped by. We'll see you soon. Hey honey, where the f*** are you going? Începem cele mai neimportante știri auto cu o veste foarte îngrijorătoare pentru demograficul României. Gropile migrează masiv în Japonia, acolo unde primesc asistență socială și chiar și joburi în construcții. Fenomenul migraționist al gropilor românești a venit ca reacția numărului tot mai mare de SUV-uri matriculate în România, ceea ce a produs numeroase nemulțumiri în rândul comunității minoritare de gropi. Deși nu până de mult gropile erau majoritare în România și aveau chiar și un reprezentant în Parlament, numărul lor s-a diminuat de la an la an datorită asfaltărilor agresive care au avut loc în România. Spre deosebire de România, în Japonia gropile sunt protejate de lege, beneficiază de asigurare medicală și primesc locuri de muncă în construcții, departament unde japonezii duc o lipsă acută de gropi. Istoricul gropar Vasile Târnăcop a tras un semnal de alarmă și ne reamintește că gropile au făcut mereu parte din cultura tradițional românească și că există suficiente dovezi arheologice care dovedesc că dacii au fost cei care au luat pentru prima oară legătura cu gropile și că însuși motivul pentru care a fost inventată roata a fost tocmai pentru a da cu ea în gropi. Acum mai multe minorități au prins curajul să vorbească despre inegalitățile din România și amenință statul român cu migrarea în alte țări. Colegul nostru, Alex Buțu, se află lângă o gură de canal cu mai multe detalii. Buțu, ai legătura. Salut Mihai, salut mie! După cum vedeți, statul a închis gurile de canalizare pentru a evita scurgeri de informații. Însă noi am aflat că toate gurile de canalizare doresc să emigreze în Japonia precum gropile. Între timp, mai multor stâlpi de iluminat li s-a ars becul de supărare și amenință că vor lăsa străzile în beznă dacă statul nu-i curăță de urgență de toate posterele cu Ștefan Bănică și anunțurile cu executări de puțuri de mică și mare adâncime. Cam atât pentru moment. Mihai, eu, aveți legătura. Mulțumim, Buțu. Mergem mai departe până în Statele Unite, unde excentricul Donald Trump, care a câștigat alegerile doar pentru că baba aia era coruptă și nu știa să facă o felație ca lumea, și-a comandat o nouă limuzină prezidențială. Construită de Darts Automobile, limuzina va respecta pretențiile de bun gust ale noului președinte american și va fi poleită cu aur de 84 de carate de culoarea perucii sale. La exterior, limuzina va avea un blindaj anti-mexican, iar interiorul va fi fabricat din cea mai fină piele de homosexual neperforat. Darts Automobile este renumită pentru atenția la detalii și pentru faptul că au fost chiar primii tuneri din lume care au belit un penis de balenă pentru a fabrica cea mai exclusivistă tapiserie din lume. Totodată, apropierea dintre Donald Trump și șeful său de campanie, Vladimir Putin, a dus la elaborarea unui plan de salvare a V8-ului american cu ajutorul gazului rusesc. Analiștii militari spun că acesta este un semn că americanii nu vor trebui să se mai aștepte la benzină ieftină luată cu japca din alte țări și că vor fi nevoiți să-și doteze V8-urile cu gaz rusesc luat cu japca din alte țări. Let's talk about the brakes. We really don't give a fuck about the brakes, to be honest with you. You don't really need brakes to go fast, so I don't even fuck with them. Do got a parachute on the back, that slows me down a lot better than these fucking piece of shit brakes right here. BMW a inventat un nou sistem care vine în ajutorul șoferilor căsătoriți. După un lung studiu făcut în rândul clienților, BMW a venit cu o soluție ingenioasă, care le permite șoferilor să evite fiecare întâlnire nefericită cu soacra. Sistemul este dezvoltat pentru a informa bărbatul atunci când mama soacră se află în vizită și pentru a inventa imediat o scuză plauzibilă, cum ar fi: dragă, tocmai am fost atacat de un tigru siberian în trafic, dar nu va putea fi echipat și pe modelele BMW dotate cu al treilea rând de scaune. Acesta din urmă a fost creat special de BMW pentru șoferii și șoferițele care au copii și soacre din mai multe căsătorii și vine la pachet cu instrucțiuni de sinucidere și un pistol încărcat în torpedo. Can you pick up the pace? I'm 80.
Un britanic a inventat o nouă metodă de a nu plăti taxiul atunci când ești beat mort. Tot ce trebuie să facă părintele beat mort și cu banii pierduți la păcănele este să-și sune fiul de 3 ani și să-i spună să-și miște imediat fundul până la barul unde îi cheltuie zilnic alocația lunară. Deși invenția a stârnit un val de nemulțumiri din partea taximetriștilor care trăiau din clienți beți morți care își uitau portofelul și telefonul în taxi, mai mulți producători de mașini vor acum să introducă această funcție și pe modelele lor de serie, spunând că bețivii au drepturile lor în societate și că, de multe ori, șoferii beți sunt mult mai toleranți la volan decât șoferii sobri. I spun my tires because my homeboy right here, he never been in a 74 Ford Maverick. I turn off my car for you. Sorry to offend you. I spun my tires for him. Yeah. Have you had anything to drink tonight? I had a couple drinks. Atât pentru această seară, vă așteptăm data viitoare cu și mai multe știri auto neimportante. La revedere. La revedere. Taci!